Diferența între cele două tipuri de acte de identitate constă în aceea că în cartea electronică de identitate se înscriu în plus date în format electronic și va avea un chip cu certificate digitale și date biometrice ale titularului, constând în imaginea facială, dar și imaginile impresiunilor papilare a două degete. Doresc a fi de tip smart card aceste cărți de identitate electronice, care vor fi de dimensiunea unui permis de conducere, deci vor fi mult mai mici. Vor avea un chip electronic pe care vor fi stocate datele cu caracter personal ale fiecărei persoane. Nu se încearcă ceea ce se vehiculează, monitorizarea sau îngrădirea altor drepturi și libertăți nici de cum prin aceste documente, ci se dorește un document de internațional. Noile cărți de identitate electronice vor fi mult mai sigure decât documentele actuale pentru că vor avea mai multe elemente de securitate. Se așteaptă în continuare noile prevederi cu privire la modalitatea de primire și de producere, precum și costurile acestor buletine electronice.